Astăzi continuăm să testăm împreună mostre de parfumuri de pe Dubai Collection. Am mai filmat o parte, o găsiți la mine pe canal în cazul în care nu ați văzut-o încă. Da. Și de asemenea mai am și câteva mostre de parfumuri de designer, tot așa primite la tot felul de comenzi, pe care aș vrea să le testăm. Da, testăm împreună și să vă zic părerea mea, dacă mi-aș lua sau nu o sticlă full size. Bun, o să încep cu un parfum tot așa cu mosc, aparent. Acest Musky de la Ator al Alam, cred că așa îi zice. Eau de Parfum Ator al Alam Musky Unisex, zic ei. Așa arată sticla în variantă full size și se pare că se inspiră din Ten de Nej de la Lorenzo Villoresi. Bun, o să-l dau și pe el pe un blotter. Așa. Bun. Da, acesta e un pudrat, clar. E destul de drăguț. Îmi place destul de mult. Acum nu știu dacă mi l-aș lua. Mi-amintește puțin de un parfum pe care l-am avut și l-am dat, și anume de la Latafa Anabiet Pudre. Da, mă duce puțin cu gândul la acela. Da, clar este un pudrat feminin, plăcut, deși zic e unisex, dar eu aș zice mai degrabă că este un parfum ceva mai feminin sau care înclină oarecum feminin. Acum nu știu cât de mult aș vedea pe un bărbat genul acesta de pudrate, pentru că acesta e pudratul pudratelor, clar. Se duce gândul la alb, chiar se duce gândul la, nu vreau să zic zăpadă, dar genul acela de alb imaculat la un ten din acela perfect, fără imperfecțiuni, dar tenul acela de zăpadă, alb, fără niciun pic de bronz pe el. Da, e foarte pudrat. Acum eu nu pot să zic că sunt cel mai mare fan al pudratelor de genul. Dar da, e destul de frumos, nu pot să zic că îmi displace. Am zis, acum mă duce gândul la Anabied Pudre, dar nu este inspirat din acela, nu sunt la fel, doar genul acela de pudrate, foarte pudrate, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Da, destul de drăguț. Sunt curioasă ce note are. Bun, deci văd că are note pudrate în vârf, trandafir, ilang, ilang și iasomie. În mijloc, trandafir, boabe, tonka, note florale și iasomie și în bază, heliotrop, mosc, trandafir, zahăr și iasomie. Wow, zahăr. Dar, într-adevăr, e dulceag așa cumva. Dulceag, moscat, foarte pudrat. Simt și ceva flori pe acolo, din ce văd are destul de mult trandafir. Da, trandafirul din el nu mă deranjează, e într-adevăr floral, pudrat. Dacă vă plac parfumurile florale și foarte pudrate, atunci acest Musky de la Ator al Alam, care o denumire foarte complicată, este pentru voi. Dar eu nu cred că mi-l aș lua în variantă full size, v-am zis din ce motiv, pentru că eu nu sunt cel mai mare fan al pudratelor. Foarte pudrate mă refer. Bun, mergem mai departe. Următorul, eram foarte curioasă să testez și câteva parfumuri cu cireșe. În primul rând, acest Cherry Buzz, care se inspiră din Electric Cherry de la Tom Ford. Așa arată sticla în variantă full size, o sticlă foarte frumoasă într-un roșu aprins. Da, de la Fragrance World, zic e unisex. Ok, o să-l dau pe undeva. Da, să văd, aici m-am dat cu ceva. O să mă dau aici cu el. O, că am dat 3 pufuri. Știu că mi-a plăcut foarte mult și da, îmi place destul de mult. Eu nu sunt cea mai mare fan al parfumurilor cu cireșe, dar oh, mi-a intrat în nas. Am dat 3 pufuri, a fost prea mult. Ok. Dar acesta chiar mi-a plăcut destul de mult. Este o cireașă așa foarte luminoasă, suculentă, juicy, delicioasă. Este un parfum fructat, clar potrivit pentru vară, pentru sezonul cald. Merge foarte bine vara acest parfum.
un pic dulce, dar și proaspăt în același timp. E oarecum moscat. Foarte frumos, chiar îmi place. Acum la prezentență am văzut că se duce oarecum destul de repede. Încă mă gândesc dacă să-mi iau sau nu o sticlă full size. Și v-am zis, având în vedere că eu nu prea sunt cu parfumurile cu cireșe, nu sunt eu cel mai mare fan, încă mă gândesc dacă îl vreau sau nu, dar eram curioasă să-l testez pe Electric Cherry. Nu l-am testat și se pare că am avut ocazia prin acest parfum inspirat. La note are așa, în vârf, cireașă și ghimbir, în mijloc iasomie sambac și în bază piper roz, ambretolide și mosc. Da, e drăguț, chiar e frumos. E luminos, așa, cumva, exploziv. Efervescent. Foarte drăguț și plăcut pentru vară. Da, nu știu, mă mai gândesc dacă mi-aș lua sau nu o sticlă. Următorul este tot cu cireșe. Se numește Cherry Incense. Și se inspiră din Tom Ford Cherry Smoke de data aceasta. Așa arată sticla, în variantă full size, este ceva mai vișinie, mai închisă la culoare. Tot de la Fragrance World vine, nu știu dacă v-am zis de cel de mai devreme, Cherry Buzz, tot de la Fragrance World. Bun, Cherry Smoke. Dați să văd unde să-l mai dau. Cred că o să-l dau tot pe mine. Îl dau, hai că-l dau aici undeva. Acesta e ceva mai afumat, mai lemnos, mai afumat cumva. E frumos și acesta. Într-adevăr se simte că cireașa din el e un pic mai neagră, așa mai bine coaptă cumva. E frumos și acesta, chiar e frumos. E diferit într-adevăr de celălalt de la Tom Ford, cum îi zicea, am uitat ăla cu cireșe, Lost Cherry, așa. E diferit de Lost Cherry, într-adevăr. E ceva mai smoky, era să zic, da. Mai afumat, într-adevăr. Frumos și el, chiar e frumos. Într-adevăr, sunt două parfumuri cu cireșe care pot să zic că îmi plac destul de mult. Bun, la note văd așa că are vișine și șofran în vârf, în mijloc piele, măsline, osmantus chinezesc și caise și în bază fum, note lemnoase, ulei de cipriol și nagarmota. Da, interesant. Acesta am văzut că persistă un pic mai mult, acum nu sunt bombe nici pe departe, nici Cherry Buzz, nici Cherry Incense, dar parcă a persistat o idee mai mult pe mine, v-am zis, nu sunt ele, nu știu ce bombe, dar într-adevăr miros foarte bine. Deci la acestea două, s-ar putea pe viitor să-mi iau câte o sticlă. Bun, mergem mai departe, se pare că mai am așa un parfum de la Emir, o nouă lansare aparent, acest Vous Pâtisserie. Eram foarte curioasă să-l testez, pentru că se inspiră din, cum zice, Italica, de la Xerjov. Așa arată sticla, în variantă mare, asemănătoare cu și cu cel după Naxos, Elegante, cred că zice. Mă rog, multe parfumuri care se inspiră din Xerjov vin în sticle de genul. Frumoase sticlele, într-adevăr îmi place. Avem un fel de piersiciu aparent, deși Italica vine într-un roșu burgundiu așa foarte frumos. Da, nu au copiat și culoarea sticlei aparent. Deci Vous Pâtisserie. Deci teoretic ar trebui să miroase a patiserie, pentru că și Italica miroase tot așa prăjitură, cu migdale, cu înghețată, cu frișcă, înghețată, mă rog. Prăjitură cu frișcă și migdale. Hai să mă dau și cu el aici, dar vă zic din start că mi-a plăcut foarte mult și da, seamănă foarte bine cu Italica. Eu am parfumul original și wow, chiar sunt uimită cât de bine se aseamănă, deci ăsta clar merită o sticlă full size în cazul în care vă place Italica, dar nu vreți să dați banii pe el. Da, merită. Bine, testați desigur înainte, cel mai bine este să-l testați pe pielea voastră, să vedeți cum vă înțelegeți, dacă
cât persistă și așa mai departe. Dar da, mie îmi place. Momentan am văzut că deja este out of stock. Dar poate pe viitor, când o să mai revină, poate o să-mi iau și o sticlă full size, deși v-am zis, încă mă gândesc pentru că am originalul și nu știu dacă vreau să-mi aglomerez colecția cu parfumuri originale și clone și inspirații și așa mai departe. Da. Dar ca idee, foarte frumos și merită din plin o sticlă mare, părerea mea. Este unisex din ce am văzut. Bun. Și la note, haideți să vă zic și notele. În vârf are migdale, lapte, șofran, în mijloc caramelă și vanilie de bourbon și în bază lemn de santal și mosc alb. Interesant. Da, se seamănă oarecum și la note. Știu că și original avea și migdale, avea lapte, într-adevăr, nu știu de șofran. Avea și caramelă, cred că și vanilie. Da. Într-adevăr, este un parfum delicios. Dacă vă plac parfumurile dulci și gurmande, acest V Patisserie este pentru voi. Bun, mergem mai departe. Cred că mai am unul tot cu cireșe. Eram curioasă și de acesta să-l testez. Se numește Ambroise și vine de la tot Fragrance World, cred. Da, scrie aici Fragrance World. Ambroise by Fragrance World pentru femei și se inspiră din Cherry Wood de la Guerlain. Da. Bun, o să-l dau pe un blot. Știu că l-am testat o singură dată și nu prea mi-a plăcut. Am zis, dacă voi sunteți iubitori de cireșe, șansele ca să vă placă sunt destul de mari. Eu sunt destul de selectivă și, în general, nu prea adun parfumuri cu cireșe, da. Nu-mi place nici acum, deloc. Este o cireașă foarte lemnoasă, cumva animalică, chiar aș zice, foarte animalică. Știu că și pe piele l-am resimțit la fel. Și da, și pe blotter. Este un parfum greu pentru mine, pe care nu l-aș purta. Nota aceea de ud este o notă foarte animalică, care mă duce cu gândul la grajduri, din păcate. Am mai testat parfumuri care m-au dus cu gândul acolo și nu. Acesta nu l-aș testa, nu zic că este un parfum rău nici pe departe. Poate că vouă o să vă placă. Dar pentru mine este un mare nu. La note văd așa că are în vârf cireașă, șofran, cardamom. Stați așa. Ok. În mijloc, trandafir, zmeură, cred, și violetă și în bază paciuli, ud și piele. Wow, deci mai are și nota aceea de piele și da. Într-adevăr, este un parfum greu. Pentru sezonul rece l-aș vedea clar. V-am zis, udul din el este animalic, din păcate. Mă gândesc că combinația aceea de ud cu piele, cu paciuli, face parfumul să fie destul de animalic și mai avem și notele acelea condimentate de cardamom, de șofran. Este un parfum destul de greu pentru mine, pe care nu l-aș purta. Nu. Bun, mergem mai departe la următorul parfum. Următorul decant, mai bine zis, care se numește vine de la Fragrance World, din gama Artisan Collection și se numește Brown Sugar. Este unisex și se inspiră din Boho Boco Red Vine Brown Sugar. Așa arată sticla parfumului. Ok. Nu știu parfumul original, habar n-am cum miroase. Dar știu că acesta mi-a plăcut destul de mult și da, într-adevăr, chiar te duce gândul la vin roșu și ceva zahăr pe acolo, caramelizat sau zahăr. Da, chiar te duce gândul la vin roșu. Te duce gândul la un vin fiert, da. Clar, este un parfum mai de sezon rece, aș zice. Acum vara nu prea l-aș vedea, nici primăvara nu. Toamnă, iarnă, clar, v-am zis, mă duc până la un vin fiert, ușor condimentat. Cu puțină scorțișoară, nu foarte multă, nu știu dacă are listată scorțișoara, sunt foarte curioasă. Un pic îndulcit cu zahăr brun.
Da, e interesant. Într-adevăr, este un parfum care te transpune așa, îți dă o stare interesantă. Ok, sunt curioasă ce note are. Văd așa că are în vârf zmeură, davana, vin roșu, în mijloc mușcată, trandafir și caramel și în bază paciuli, lemn de cedru și zahăr brun. Deci nu are listată note de scorțișoară, dar am inspirat total mătucegânul la un vin fiert, delicios, puțin îndulcit cu zahăr brun, puțin condimentat cu, hai să zicem, un pic de scorțișoară. Da, e delicios parfumul. Bine, nu merge foarte mult în zona gurmandă, totuși păstrează și latura aceea parfumistică. Dar da, e un parfum interesant. Bun, mergem mai departe. Nu știu dacă mi l-aș lua în variantă full size. Eu zic că varianta aceea de 5 ml o să mă ajungă ceva timp, dar momentan nu ești la o sticlă mare, dar e interesant, nu zic că îmi displace nici pe departe. Bun, mai departe, următorul parfum este acest Baracat Satin Oud, da? Care vine de la Fragrance World, este unisex și se inspiră din Maison Francis Gurgean Oud Satin Mood. La fel și la acesta am mostră din oficialul de la ei de pe site, de la mama lor. L-am testat împreună cu alte mostre pentru că eram curioasă de parfumurile lor. Mi-a plăcut destul de mult. Dar mai am parfumuri în genul, cum este și cel de la Jo Malone, mai avem un arabesc, cu trandafir și ud, așa că nu știu dacă mi-aș achiziționa vreodată în viața asta originalul, plus că este și foarte scump, dar am zis să-l testez pe acest, cum zice, Baracat Satin Ud de la Fragrance World. Are un lichid foarte verde, așa închis, interesant. La fel este clar un parfum de sezon rece. Da, îmi place destul de mult, e interesant, seamănă oarecum, v-am zis, cu parfumurile menționate, Jo Malone și așa mai departe. Mă duce gândul și la... Mi-a intrat în nas prea mult parfum din acesta. Da, mă duce gândul și la original, seamănă destul de bine, într-adevăr. E frumos. Dacă vă plac parfumurile în genul acesta, eu zic că merită o sticlă full size. Cred că mai aveam și alte parfumuri inspirate pe site din Oud Satin Mood, dar acesta chiar merită. Am zis, nu mi-l aș lua din motiv că am deja parfumuri asemănătoare, dar ca idee eram foarte curioasă să-l testez. E frumos. Și ultimul parfum de pe Dubai Collection, ultima mostră, este acest Black Kabul. Eram foarte curioasă să-l testez pentru că așa că a fost puternic parfumul de mai devreme, pentru că se inspiră din Black Afghano de la Da Somato, da. Nu am testat niciodată Black Afghano, așa că eram foarte curioasă de el. Deci Black Kabul vine de la French Avenue, așa arată sticla în variantă full size, în cazul în care vreți să o vedeți, vai de mine. Bun, am rămas deja fără voce. Ok, o să-l dau și pe el. Da. Pe un blotter. Am dat iarăși prea mult parfum. Să nu mă intoxific aici. Știu că este un parfum foarte lemnos, afumat. Da, se simte deja. Vai de mine. Intenționat le-am lăsat pe acestea la urmă pentru că sunt bombe. Le-ați văzut, da? La urmă le-am lăsat. Da. Într-adevăr, este un lemnos, afumat, cumva te duce gândul la negru, la, habar n-am, cenușă, pe acolo. Nu știu dacă mi-l aș lua în variantă full size, dar ca idee e interesant, e frumos, nu-mi displace. Îmi este să-l mai testez, poate că la iarnă, poate că ar merge o variantă, o sticlă mare, dar având în vedere că am și la acesta un decant de 5 ml, o să mă ajungă și la ceva timp. Nu e nicio grabă. Bun. La note văd că are așa. Haideți să vă citesc notele. Cannabis, note verzi. În mijloc, resins. Bănuiesc că sunt rășini, ceva. Note lemnoase, cafea și de asta tabac, tutun. Și în bază,
Incense și ud. Ok, interesant. Am zis, nu-mi displace, e un parfum interesant. L-aș vedea că înclină un pic spre masculin, clar, nu este pentru iubitoare de parfumuri florale, nici pe departe. Este un parfum lemnos, este într-adevăr un sexter. Este genul acela de parfumuri care înclină puțin spre masculin. Interesant, v-am zis, nu-mi displace. Pe viitor, de ce nu? Poate că o să intre o sticlă mare în colecția mea. Da, și astea au fost parfumurile sau mostrele pe care am luat să le testăm împreună de pe Dubai Collection. Rapid, o să vă mai arăt aici ce, mă rog, mostre de parfumuri de designer am primit. Am aici un Alien Goddess de la Mugler, varianta Eau de Parfum Suprafloral. Cred că este o lansare ceva mai nouă, bănuiesc 2023, parcă am văzut. Și că mi-a plăcut destul de mult, aceasta e varianta ceva mai florală, care nu are cocos, din câte mi-amintesc, nu are cocos. Dar e frumoasă, chiar îmi place destul de mult. Pot să zic că îmi place mai mult decât variantele clasice de Alien Goddess. Chiar e frumos acesta. Văd că are cactus de mătase și floare de cactus în vârf, iasomie, sambac, mortela și în bază ambră, musc și trandafir de desert. Așa arată sticla în cazul în care, deși mă îndoiesc că cineva nu o știe. Da, e frumos. Chiar e un floral foarte frumos, așa ușor tropical. Proaspăt muscat, e potrivit pentru sezonul cald. Mai degrabă îl văd primăvară-vară. Da, chiar îmi place destul de mult. Poate pe viitor mi-aș lua o variantă, o sticlă full size. Acum nu știu cât persistă, nu știu să vă zic că nu prea l-am purtat. Dar ca miros îmi place destul de mult. Următorul este acest Miss Dior, varianta Parfum, noua lansare, anului 2024. Știu că nu prea m-a impresionat. În general, eu nu prea cu Miss Dior-uri, nici nu prea. Am un singur Miss Dior în colecția mea, varianta Absolutely Blooming, care îmi place. Dar așa nu pot să zic că sunt eu cel mai mare fan al parfumurilor Miss Dior. E drăguță și aceasta e ceva mai fructat, așa, parcă avea, nu mai știu, căpșuni fragi, ceva pe acolo și da, ne simte fructat. Pe lângă notele acelea de trandafir, paciuli și, nu știu, musc, ce mai are pe acolo, vanilie. Destul de drăguț, nu mi-aș lua o sticlă mare. Nu. Ok, mai departe, următorul parfum tot așa care mi-a plăcut destul de mult și cred că v-am mai vorbit despre el și în noile lansări. Este acest Chloe Nomad Nuit d'Egypte. Când vreau să vreau... Nuit d'Egypte sau d'Egypte? Mă rog. Când vreau să vreau o sticlă mare, așa arată sticla parfumului, v-am zis, mi-a plăcut chiar foarte mult. O să mă dau să văd pe undeva pe mine că sunt toate deja parfumate și nu mai am spațiu, dar da, foarte frumos. Nu știu, e atât de frumos. E un floral așa, oarecum lemnos, puțin rășinos. E diferit de alte parfumuri, e diferit clar de toate celelalte parfumuri din gama Nomad. Nu seamănă nici cu varianta apă de parfum, nici cu varianta, nu mai știu, intensă, jasmin și ce mai aveau pe acolo. Asta e preferata mea din toate până acum. Sunt curioasă ce note are. Văd că are smirnă, scorțișoare și ghimbir în vârf, în mijloc floare de portocal, grozama și chipi, ce mai fi și ăsta, și în bază vanilie, popanax și ulei de cipriol sau neagăr mota. Da, e un floral ceva mai interesant, dar e plăcut așa cumva, elegant în același timp. Potrivit l-aș vedea, poate mai mult în sezonul cald, da? Duce oarecum și eu cu gândul la o vacanță undeva, nu am fost niciodată în Egipt până acum. Poate o să ajung și eu cândva. Așa că nu știu cum miros nopțile în Egipt, dar bănuiesc că datorită acestui parfum pot să-mi fac o imagine. Foarte frumos, v-am zis cândva, chiar mi-aș dori o sticlă. Ops, am scăpat-o pe jos. Full size. Și ultimul parfum care este tot o nouă lansare este Dolce & Gabbana Eau de Parfum Intense Parfum. Așa arată sticla aceasta cu coroniță. Știu că este un parfum cu cireșe care... eu v-am zis, nu prea sunt cu cireșele, dar... Da?
E interesant, e frumos. Pentru iubitorii de cireș, eu zic că o să vă placă. E o cireașă oarecum pudrată așa. Drăguță, interesantă. E o cireașă destul de pudrată. Cu o deschidere puțin citrică, așa aș zice. E și floral, se simt și ceva flori pe acolo. Da, drăguț, v-am zis, dar nu mă impresionează pe mine, nu. Nu mi-aș lua o sticlă mare. La note văd că are lămâie siciliană, iasomie și portocală în vârf, în mijloc cireșe negre și heliotrop și în bază ambră și note lemnoase. Deci bănuiesc că nota aceea de heliotrop face parfumul să fie destul de pudrat. Da. Da, și într-adevăr, chiar te duce gândul la o cireașă ceva mai neagră, așa foarte bine coaptă, suculentă. Dar pot să zic că îmi plac mai mult, am zis, cele de pe Dubai Collection, cele două pe care le-am testat, Cherry Incense și Cherry Buzz, acelea chiar îmi plac. Acest Dolce & Gabbana, nu cred că mi l-aș lua, nu-i rău nici pe departe, rase bine, dar nu-i pentru mine. Bun, și cam astea au fost toate mostrele, decanturile pe care am vrut să le testez astăzi împreună cu voi. La fel, lăsați-mi și voi în comentarii ce parfumuri ați testat, ce parfumuri aveți, părerea voastră. Cam atât pentru astăzi, vă pup! Data viitoare, cred că o să revin cu o selecție cu parfumuri pentru luna august, pentru că da, deja luna iulie s-a cam dus. Tot așa, o să vin cu o selecție de parfumuri ceva mai accesibile și cu o selecție de parfumuri de designer și nișă. Bun. Vă las până pe data viitoare. Pa, pa!